Apărătoare, Doamnă, pentru biruință mulțumirii, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ne-ai dăruit nouă, icoana în care chipul tău și al pruncului tău s-au zugrăvit prin minune dumnezeiască, slobozește-ne din toate nevoile, ca să-ți cântăm ție. Bucură-te, slăvită prodromiță a schitului prodromul. Îngerii și arhanghelii și soborul cuvioșilor atoniți, cu mare cinste te-au lăudat, născătoare de Dumnezeu. Și prorocește i-a văzut cuviosul Marcu, ucenicul Sfântului Grigorie Sinaitul, căci palatele tale de aur pe care le văzuse în părțile Bibliei au închipuit schitul prodromului, care mai apoi în acel loc s-a ridicat. Și prin venirea iconei tale făcătoare de minuni prodromița, adică înainte mergătoarea, ni l-ai arătat grădina binecuvântării tale, pentru care îți zicem cu mare glas. Bucură-te că prodromiță ești cu dreptate numită, bucură-te a schitului înainte mergătoare smerită, bucură-te roadă pe care Sfântul Munte o acules, bucură-te al schitului prodromul chivot ales, bucură-te gumenă care sufletele în obstea ta cu grijă le aduni, bucură-te trâmbiță care spre trezirea din patim suni, bucură-te că în icoană te schimbi la față pe privitorul mind, bucură-te că uneori chipul ți se întunecă mustrător devenind, bucură-te că icoana strălucitoare la praznicele tale devine, bucură-te că închinătorii credincioși vie în icoană te văd pe tine, bucură-te că fața ta cea prea frumoasă ni s-a descoperit, bucură-te că și chipul pruncului tău prin minune a fost zugrăvit, bucură-te slăvită prodromiță a schitului prodromul. Vrând starețul Nifon să dobândească o icoană făcătoare de minuni pentru schitul românesc prodromul, a căutat un iconar care să vrea să păzească o rânduială aspră de nevoință și rugăciune când picta și bucurându-se că a aflat un zugrav răvnitor, i-a cântat lui Dumnezeu, Aliluia. Întristându-se părinții Nifon și Nectarie, că iconarul nu reușea să-i sprăvească de zugrăvit icoana ta, pe neașteptate au fost chemați să trimiteți de grabă să ia sfânta icoană, care singură s-a zugrăvit, căci lume multă s-a adunat privind la minunea sfintei icoane. Și pentru aceasta îți zicem,
Bucură-te că iconarul Sfintele Fețe să le picteze nu a reușit. Bucură-te că osteneala i-ai primit și nevoința i-ai răsplătit. Bucură-te că, neterminând să picteze icoana, a aflat-o desăvârșită. Bucură-te că de lucrarea ta mintea noastră este covârșită. Bucură-te ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip a fost. Bucură-te că tainelor tale inimile noastre le face adăpost. Bucură-te că iconarul a scris minunea care s-a întâmplat. Bucură-te că mărturia lui până astăzi ni s-a păstrat. Bucură-te că de cuvintele sale credincioșii nu s-au îndoit. Bucură-te că în casa lui multă lume să ți se închine a venit. Bucură-te, lumina părintelui Nifon, sfântă dorire. Bucură-te, a nădejdii sale neclintită răsplătire. Bucură-te, slăvită prodromiță a schitului prodromului. Precum s-a mirat Sfântul Alipie de la Pecerska, atunci când în chilia s-a venit îngerul și a pictat în chip minunat icoana adormirii Maicii Domnului, așa s-a mirat și iconarul Iordache, văzând cum chipul Maicii Domnului și cel al Fiului ei, pe care nu le terminase, fusese răplinite, nu de mână omenească, ci uimindu-se, i-a cântat lui Dumnezeu, Aliluia. Auzind mitropolitul marea minune care se făcuse în Iași, a venit cu preoții să ți se închine cu evlavie și a mărturisit. Cu adevărat, mare dar ne-a dăruit Maica Domnului prin această minunată și slăvită icoană a sa, și pentru aceasta, cu mulțumire, cântăm ție unele ca acestea. Bucură-te că apa cea vie și fără de moarte o ai revărsat. Bucură-te că boierul pentru fiul său care zăcea ți s-a rugat. Bucură-te că bolnavul unda gheasmă s-a vindecat. Bucură-te că fiul împreună cu tatăl său ți s-au închinat. Bucură-te că pe lepros l-ai tămăduit când aghiazmă a băut. Bucură-te că îndată lepra de pe el ca niște solzi a căzut. Bucură-te că omul care avea albeață pe ochi vederea a dobândit. Bucură-te că șirul tămăduirilor tale nici până astăzi nu s-a oprit. Bucură-te că pe cei părăsiți de doctori din paturi ridici. Bucură-te că neputințele noastre cu prisos de har le vindeci. Bucură-te luminarea preoților și cinstea ierarhilor. Bucură-te că îi înțelepțești pe urmașii apostolilor. Bucură-te, slăvită prodromița aschitului prodromului. Neputând părinții să scrie minunile pe care le auziseră,
pentru că erau covârșiți de credincioșii care le cereau să se roage pentru ei. Au mărturisit însă noi anul minunilor cu glas de bucurie și pregătindu-se de călătoria spre Sfântul Munte, i-au cântat lui Dumnezeu, Aliluia. Mult au avut de mers părinții prodromiți, dar multe au fost și minunile tale născătoare de Dumnezeu. Că în fiecare oraș în care a ajuns icoana, poporul a venit să ți se închine cu credință. Și cei care au primit ajutor în nevoile lor au devenit apostoli ai harului tău, cântându-ți unele ca acestea. Bucură-te, bucuria noastră, nădejde neînfruntată, bucură-te că celor ce te cinstesc le gătești răsplată, bucură-te că împreună cu icoana ta ai călătorit, bucură-te că la fiecare popas semnele tale au strălucit, bucură-te că după plecarea icoanei ele nu se împuținau, bucură-te că în mințile oamenilor minunile vii rămâneau, bucură-te că celor trudiți împovărați le ești apărătoare, bucură-te că de dușmanii văzuți și nevăzuți le ești îngrăditoare, bucură-te că ai surpat jugul minciunii și năvălirea diavolilor. Bucură-te, roabă aleasă a Domnului și stăpâna tuturor. Bucură-te, Fecioara împărăției cerurilor mireasmă. Bucură-te, pecete pusă pe a inimilor noastre mahramă. Bucură-te, slăvită prodromiță a schitului prodromul. S-a mâhnit femeia cea bolnavă, că nu putea să meargă să se închine icoanei care izvora tămăduiri. Dar Fecioara preaslăvită i s-a arătat în vis, poruncindu-i să se scoale de grabă și să meargă să ia binecuvântarea mult dorită. Și pornind la drum, îndată s-a arătat desăvârșit sănătoasă, pentru care i-a cântat lui Dumnezeu, Aliluia. Tămăduindu-se femeia cea bolnavă, nu s-a lenevit să meargă să se închine sfintei tale icoane, vrând să mărturisească tuturor că se vindecase și ajungând la icoana ta, a dat mărturie că o văzuse de mai înainte în vis și a vestit mulțimii cum a dobândit tămăduire, iar preoții și credincioșii ți-au cântat unele ca bucură-te, ceea ce credința femeii bolnave o ai răsplătit, bucură-te.